Zou. Chiar crezi că le vor plăcea astea? Da? Tu ai văzut ce facem? Sunt incredibile! Ale lui sunt super tari! Crede-mă, o să le adore! Oh, ce dezastru! Îmi poți da aia? Cami, e sigură că nu vorbești despre tine? Că sunt dezastru? Bine, uneori sunt un dezastru. Dar haide, e chiar greu să faci husele astea. Pariez că poți obține și o diplomă de studii cu astea. Cred că sunt gata. Pentru ce? Să-mi cunosc tatăl. Vorbești serios? Mm-hmm. Penny, e incredibil! Îi scriu un mesaj? Da. Să-l trimit? Da. Bine. Dragă tată, abia aștept să te întâlnesc. Îmi scrie. Ce rapid. Abia aștept. Vin să te iau mai târziu. Super, mergem! Abia aștept, o să-l cunosc! E incredibil, dar... ce o să faci dacă mama ta află de tatăl tău? Cui îi pasă? Oricum nu e treaba ei. Vor crede că sunt prostii. Ba nu, o să le adore. Haide! Zâmbește! Și eu cum de nu am primit o cameră? Da, e cel mai tare cadou primit de mine. Nick l-a trimis tocmai din Londra. Ce faceți? V-am făcut cât un cadou, ca un fel de ofertă. De pace. Și pentru voi. Mersi, Penny. Mersi. Mersi, Cami. Sunt așa drăguțe. Colegul meu va fi super gelos. Cine e colegul tău? Tom Lauder, tipul nou. Ce? De ce nu mi-ai spus? Scuze, dar noi trebuie să plecăm. Trebuie să găsim un cântec pentru moment. Da, și eu plec. Ne vedem mai târziu. Da, pe curând. Bun, trebuie să știu tot. Vreau să știu rutine, vreau să știu obiceiuri, hobby-uri, totul. Stai, despre Tom? Păi, da. Nu știu, abia a venit. E un tip tare, amuzant, îi place muzica. Da, e în regulă. Bine, dar deja știu asta. Spune-mi ceva ce nu știu. Cum ar fi, ce îi place să facă? Are o prietenă? Îi plac Londrele? De prietenă, nu știu, dar îi place fotbalul. Are postere peste tot. Înțelegi? Fotbal? Știi ce e fotbalul, nu-i așa? Nu. Dar voi învăța totul despre el. Voi face tot ce pot să învăț totul despre el. Pentru că am o singură lovitură și va fi o gaură, da. Și... ăsta-i golf. Ce? Golf. Ăsta-i golf și ăsta-i... Fotbal. Ce face Penny? Cu asta-i... e mai bine? Da, e... e destul de greu să respire acum. Deci nu se prea descurcă nici cu cântatul. Îmi pare rău. De ce nu te duci tu să o întrebi? Știi tu, mersi pentru husă. Cu plăcere. Abonați-vă pentru mai multe surprize și urmăriți Disney Channel.